dacă în trecut oul era considerat un inamic al digestiei, în ultimii ani medicii și nutriționiștii i-au reabilitat imaginea pe bună treptate. Conform Capital.ro, ouăle sunt pline de substanțe nutritive benefice, sunt o sursă excelentă de proteine de înaltă calitate, grăsim sănătoase, conțin o varietate de vitamine și minerale, inclusiv vitamina A, vitamina B12, vitamina D, colină și iod, dintre care unele greu de obținut din alte surse alimentare. Proteina din ouă este considerată de înaltă calitate deoarece furnizează toți cei nouă aminoacizi esențiali. Aminoacizii sunt elemente de bază utilizate de corpul nostru nostru, pentru a crea proteine și pentru a îndeplini alte funcții importante. Iată câteva motive pentru care ouăle ar trebui incluse într-o alimentație sănătoasă. Majoritatea vitaminelor, mineralelor, grăsimilor și colesterolului sunt concentrate în gălbenuși. Mulți ani s-a spus să evităm gălbenușurile de ou din cauza conținutului ridicat de colesterol. Cercetările au arătat că la 75% dintre persoanele sănătoase observate, ouăle nu au niciun efect asupra nivelului de colesterol din Sânge. De asemenea, colesterolul din ouă nu crește riscul bolilor de inimă, relatează Capital.ro.